Întocmirea cadastrului general al Comunei Șotânga, o investiție de amploare. Obiectivele principale pe anul 2015, conform primarului Constantin Stroie, privind viitoarele asocieri cu Consiliul Județean Dâmbovița, sunt următoarele: elaborarea planului urbanistic general, regulamentul local de urbanism, precum și întocmirea cadastrului general al Comunei, care consideră edilul că după asfaltări, canalizări și apă curentă este o realizare vitală pentru comună. Am mai solicitat pentru 2015 două asocieri, și anume elaborare PUG, plan urbanistic general, și regulament local de urbanism. Finanțările se fac prin Ministerul Dezvoltării Regionale, dar sub coordonarea Consiliului Județean Dâmbovița, și de aceea ne-am adresat cu solicitare de asociere către Consiliul Județean Dâmbovița, pentru că Șotânga s-a dezvoltat în ultima perioadă și atunci planul de urbanism trebuie corelat cu ce s-a realizat până acum, plus cu obiectivele incluse în strategia de dezvoltare a Comunei Șotânga pentru perioada de programare 2014-2020. Pentru că ele sunt în corelare, la momentul depunerii noilor proiecte, investițiile pe care le avem în vedere trebuie să figureze în planul urbanistic general, plus și în strategie. Deci e o lucrare de necesitate, având în vedere că PUG-ul ăsta al Șotângii e actualizat de vreo 4 ori, numai de când sunt eu primar, din 2000. Deci, din punctul nostru de vedere, considerăm că e necesar un PUG nou. Și atunci venim cu o solicitare de asociere pentru realizarea PUG-ului cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale. De asemenea, având în vedere că s-ar da curs sau există mari șanse să realizăm asocierea asta, o lucrare care are legătură cu ea și o considerăm o prioritate pentru noi și ar fi un bun exemplu de practică chiar la nivel de țară, am mai solicitat o asociere pe cadastru general cu Consiliul Județean, înregistrarea sistematică a imobilelor. Noi suntem în procedură pe partea noastră, pe sursa financiară identificată de noi pentru astfel de lucrare. Valoarea ei publicată în SEAP e de 679.000, adică 6.790.000, și dacă găsim înțelegere și ar fi, încă o dată, repet, un exemplu bun la nivel de țară și s-ar da un bun exemplu, un exemplu de bună practică, pentru că e o lucrare absolut necesară și în colaborare cu PUG-ul și pentru faptul că trebuie făcut odată ordine în proprietate, pentru că proprietățile trebuie să intre în circuitul civil, trebuie să aibă căsniciare, să avem o ordine și o disciplină vis-a-vis de problematica asta. Nu ați spun faptul că noi am motivat solicitarea asta pe faptul că Șotânga este traversată de la un capăt la altul de drumul județean 712, deci 8,8 km de drum județean, care e proprietatea județului Dâmbovița, și limitrof cu drumul județean sunt aproximativ 50% din gospodăriile de pe raza comunei. Și la un moment dat are obligația legală, cum noi avem obligația legală să avem cărți funciare, să ne intabulăm drumurile și toate cele, aceeași obligație o să o aibă și Consiliul Județean. Nu în 2015, nu în 2016, dar odată și odată tot trebuie făcut. Și noi am venit în întâmpinare cu o solicitare de genul ăsta să realizăm chestiile astea. Din punctul de vedere al Comunei Șotânga, investiția de cadastru se ridică la 679.000 lei.